Bună ziua! Ieri, pe 24 ianuarie, s-a împlinit o lună de când Maia Sandu a devenit președinte a Republicii Moldova. Noi constatăm că prima lună este o lună caracterizată de haos și eșecuri. Maia Sandu a cerut demisia guvernului Chicu și în companie electorală și după ce a devenit șefa statului. Și după o lună de demisie, noi nu vedem că Maia Sandu să vină o soluție, să vină cu un candidat la prim-ministru. Noi nu vedem că Maia Sandu să vină cu o echipă profesionistă la guvernare care a promis în electorală. Oamenii așteaptă deja peste o lună unde e acea echipă profesionistă, unde e acel prim-ministru care trebuie să conducă guvernul mai departe. Deci vedem că a eșuat realizarea aceste promisiuni. Dacă ar dorea dizolvarea Parlamentului, putea să vină pe 25-26 ianuarie cu decembrie, cu o candidatură a primului ministru, cu un guvern, cu un program. Și dacă nu era votat acest guvern de două ori, deci se putea începe procedura de dizolvare a Parlamentului. Vedem că nu s-a vrut așa ceva, s-a încercat o cale ilegală, o cale așa numită autodizolvare a Parlamentului, care de la început toți specialiștii și noi toți oamenii, noi vedeam că asta e o cale ilegală, dar și ASO este din mâinica Maia Sandu a ieșuat. Curtea Constituțională a stabilit că contravine legii. Asta era clar pentru toți de la început, numai nu pentru echipa doamnei Sandu. Acum președintele țării și deputații PAS încearcă încă o ilegalitate. Ei vor să oblige, atenție, să oblige deputații să nu vină la lucru în ziua în care candidatul desemnat de dumnea ei, dar încă nu vedem, dar poate o să fie totuși, în funcție de prim-ministru va veni în Parlament să ceară vot de încredere. Așa ceva încă n-am auzit și n-am văzut. Ca să fie interzis deputaților să vină la Parlament, să vină la lucru. Nemaipomenită treabă. Subliniem că în prima lună de mandat Maia Sandu s-a gândit, așa vedem, s-a gândit și se gândește și acum, mai mult la ratingul său și la rezultate electorale a partidului său PAS. În situația actuală, țara a rămas fără un guvern cu atribuții depline, iar Maia Sandu bacere plecarea guvernului Chicu, îi calcă la oamenii aceștia demnitate în picioare, dar pe urmă cere întoarcerea acestor miniștri la muncă. Tot o situație foarte, foarte stranie și tot nemaipomenit. Așa ceva n-am auzit, n-am văzut de când sunt eu și în politică, de când și nici nu eram în politică. Cetățenii au văzut că trăim o lună de haos cu o criză instituțională și guvernamentală provocată de Maia Sandu. Iar soluțiile ei căutate sub masă sau în spate doar provoacă aprofundarea haosului și a crizei. Acum câteva momente legate de promisiuni nerealizate. Maia Sandu a promis în campanie electorală că în calitate de președinte va lua toate măsurile necesare pentru a opri pandemia COVID-19. Ați văzut careva măsuri să fie luate? O lună a trecut. Măsuri n-am văzut. Moldova nu a obținut până în prezent niciun suport esențial pentru medicii în luptă cu pandemia, nici vaccinuri pe care Maia Sandu le-a promis că o să vină gratis imediat și ajunge la președinție. Moldova nu a primit nici suport financiar extern pentru a ajuta agenții economici a țării care au suferit în urmare a crizei pandemice. În același timp, noi vedem altceva. Consilierul prezidențial pe problemele de sănătate, Alan Emirenko, în loc să ajute medicina, în loc să ajute sistemul medical moldovenesc, îi critică în continuare pe Facebook. Cred că domnul Emirenko încă n-a înțeles că ea deja este la guvernare, că ea tot răspunde de acest sistem. În loc să depună efort să găsească soluții pentru a stopa pandemia și ajuta medicii noștri, lansează acuzații xenofobe la adresa minorităților naționale din țara noastră, provocând ură interietnică. N-a făcut nimic pentru depășirea pandemiei, dar toarnă gaz pe focul urii interietnice. Mai departe, Maia Sandu a promis că va reduce din cheltuielile de la președinție.
În că o minciună și un eșec, mai s-a îndut după prima lună de guvernare. Cheltuielile n-au fost micșorate. Iar pentru ceremonia de investire a doamnei Sandu în funcție de președinte au fost cheltuiți de două ori mai mulți bani decât la investirea domnului Igor Dodon. Maia Sandu a promis că va renunța la sediul președinției, dar noi vedem că se simte foarte confortabil în acest sediu. Ea a spus că țara e săracă, trebuie să n-are de unde să întrețină acest palat. Nu, totul a rămas cum era. Nu s-a schimbat nimic, n-a renunțat. Maia Sandu a promis că o să scoată gardul de la președinție, chiar a doua zi după investire. Cineva a văzut să fie scos gardul? N-a fost. Este o poartă deschisă. Dar eu așa m-am gândit de dimineață, m-am uitat, dar poartă e deschisă. Poate s-a stricat pur și simplu și n-are, din echipa profesionistă, n-are cine să vină să repare. Poate din cauza asta e deschisă până ce. Maia Sandu a spus că renunță la paza de stat. Dar vedem cu toții că e înconjurată de bodyguards din banii cetățenilor, deci tot n-a refuzat. Maia Sandu a promis că va promova inițiative sociale și economice pentru a îmbunătăți viața moldovenilor. Eșec total. Nici o inițiativă a președintelui țării nu vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor. Maia Sandu a promis să fie un președinte al tuturor care să unească societatea. Eșec total. În realitate este în continuare președinte a partidului PAS. Priviți cu câtă ură au atacat oamenii Maia Sandu, reprezentația altor etnii din țara noastră, care folosesc limba rusă ca un instrument de comunicare interetnică. Președintele Sandu doar a reușit să dezbine și mai tare societatea noastră, iar unii radicali atacă în plină stradă un ministru care a pledat pentru toleranță în utilizarea limbilor. Credem că președintele Sandu, la indicația curatorului săi extern, va încerca să meargă și mai departe, pe urmele omologului de la Kiev și să introducă obligator o singură limbă de comunicare în toate sferele sociale, inclusiv magazine, cafenele, farmacii, poate și la bucătării. Noi încă nu știm la ce putem ajunge așa. Maia Sandu a eșuat în necesitatea de a reunifica țara. Ea a lansat acuzații grave la adresa regiunii Transnistriene. Iar cetățenii noștri din estul Moldovei au fost numiți separatiști de deputații Maia Sandu. Astfel, în loc să apropiem cetățenii de pe ambele maluri a râului Nistru, Maia Sandu ne-a depărtat încă mai tare. Sandu a promis că va lupta cu corupția în realitate, cere procuraturii generale să intiteze dosare politice pe numele oponenților săi, după ce procurorul general a refuzat să înceapă dosare penale în lipsă probelor. Maia Sandu încearcă să-l schimbe pentru a pune un procuror general docil. Maia Sandu a promis că președinția va fi transparentă. Noi nu vedem transparența asta. Aproape toate ieșirile în public ale șefului statului sunt criticate de jurnaliști pentru lipsă de transparență. Mai sunt întrebări, eu dau cuvântul doamnei Alla Darovna. Poftim, doamna Alla, continuați. Vă salut, stimată audiență, stimați cetățeni, stimați jurnaliști. Eu să mă refer la echipa prezidențială a Maiei Sandu. Maia Sandu s-a lăudat că are o echipă de oameni integri, buni și profesioniști, iar promovarea în funcții se va face doar în baza profesionalismului. O nouă promisiune eșuată. Echipa de la președinție, cu care a venit Maia Sandu, a reușit să scandalizeze opinia publică chiar de la început. S-o luăm de rând cu majoritatea din cei care fac parte din echipa prezidențială. Secretarul general al președinției, Andrei Spână, care a fost numit ilegal în funcție, fie că a făcut evaziune fiscală de milioane, fie că a mințit în declarația sa de avere și interese. El a diminuat prețul real al casei de 8 milioane de peste 5 ori. Proveniența banilor din offshore-uri, ale celor care Maia Sandu zice că este om bun, încă urmează să fie investigată de către instituțiile de drept. Președintele Sandu însă ne mai îndeamnă să ne bucurăm de milioanele secretarului ei general, iar cei care nu au putut deveni milionari la 30 de ani ar fi tineri eșuați. Alt consilier, Veceslav Negruță, și din nou avem ce spune la acest consilier prezidențial. Este condamnat penal, definitiv, într-un dosar de abuz de putere și prejudiciu deosebit de mare intereselor statului.
Am văzut că și acesta și-a construit o casă de milioane, în timp ce mulți ani a lucrat în funcții publice. Un alt consilier prezidențial, Ana Revenco, a fost implicat într-un scandal de tăinuire de averi. Agenția de Națională de Integritate a constatat anterior că Ana Revenco, consilierul Mai Sandu pentru Securitate și Apărare, a ascuns un apartament de 150 metri pătrați, câteva terenuri, conturi bancare, cote părți în companii și un automobil. Cel mai interesant este aceea că acest automobil a fost folosit de către în afacerile consilierului prezidențial și tot ei îl dădeau în chirie acestor afaceri. Deci au folosit automobilul propriu pentru afacerile proprii, oferindu-l în chirie, primind bani de la aceasta. Un alt consilier prezidențial, Ileana Nicolaescu Onofrei, a fost acuzată de plagiat, adică furt intelectual. În funcție de conducător al Serviciului Protecție de Pază de Stat, a fost numit bodyguardul personal al Maiei Sandu. Adică, dacă analizăm trecutul echipei prezidențiale, vedem că majoritatea acestora sunt parte a echipei Partidului Liberal Democrat, inclusiv Maia Sandu, care a condus țara în perioada guvernelor Alianței pentru Integrare Europeană, guvern care unic în istoria modernă a Republicii Moldova a fost demis pentru corupție. Stimați colegi, transferăm microfonul la domnul Petru Burduja, îi oferim cuvântul lui. Secundă. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, bună ziua! Din numele Partidului Socialiștilor, vreau să fac referire referitor la cele 30 de zile de mandat a președintelui Maia Sandu, care de fapt nu au dus deloc la deblocarea suportului extern a Republicii Moldova. Și aici aș vrea să fac referire că în loc să fie identificate anumite soluții pentru criza internă care este provocată de însăși ea pe teritoriul Republicii Moldova și de a găsi soluții pentru problemele oamenilor, de a merge în teritoriu pentru a discuta cu acești cetățeni, președintele Maia Sandu a preferat mai mult să organizeze niște turnee externe pentru a face poze și a le plasa pe Facebook. Toate acestea, toate vizitele ei nu au avut niciun rezultat concret pentru cetățeanul de rând. Ba din contră. Dacă să ne referim la deplasarea la Kiev, Maia Sandu a discutat cu președintele Vladimir Zelenski după ușile închise despre construcția hidrocentralei de la Novodnistrovsk, care, cunoaștem, poate provoca ca țara, Republica Moldova, inclusiv orașul Chișinău, să rămână fără apă. Maia Sandu nu s-a opus acestei construcții, ci din contră a recomandat ca să așteptăm o expertiză europeană. Bine, în cazul în care experții străini spun că ucrainenii pot să continue lucrările, asta ce ar însemna? Că Republica Moldova și cetățenii acestei țări pot rămâne fără apă? Noi cunoaștem că în spatele construcției acestei hidrocentrale de către partea ucraineană stau interese financiare. În presa din Ucraina, de fapt, a apărut informații despre înțelegerile secrete ale Maiei Sandu și președintelui Vladimir Zelenski, precum că Republica Moldova ar mări esențial volumul de energie electrică procurată în țara vecină. Interesant este altă situație. De ce cetățeanul de rând al Republicii Moldova ar trebui să plătească mai mult pentru aceeași energie electrică și de ce cetățeanul ar trebui să îmbogățească business-ul țării vecine în defavoarea cetățeanului? Doar că asta îi place Maia Sandu sau cercului de interese din jurul Maia Sandu? Vizita de la Bruxelles, de fapt, dintr-o parte arată așa ca o ședință foto, foarte scumpă, de lux, și care, de fapt, Republica Moldova a costat circa 50.000 de lei. Totodată, rezultate pentru popor au fost zero. Adică, această vizită a avut un eșec total. Ea n-a obținut nici măcar promisiuni că vom avea un oarecare suport financiar extern, doar s-a spus despre intenții că va analiza posibilitatea de a ne ajuta Republica Moldova, dar observăm că sunt prea multe cuvinte de dacă după aceste promisiuni. Prin urmare, Maia Sandu a promis că va debloca finanțarea externă,
dar a eșuat lamentabil acest lucru. Acum ea spune că această situație poate fi deblocată dacă vom avea o guvernare responsabilă. Care este problema? Poftim, aveți toate mecanismele legislative, constituționale, veniți cu o echipă profesională și faceți ordine, pentru că ați promis la oameni, oamenii v-au crezut. Rămâne deja să faceți pașul următor. Dar se întinde, nu știu de ce, rezina, de parcă se dorește special ca țara să pătrundă într-un haos total. Lucrul acesta este inexplicabil chiar și prin situația cu declarația ambasadorului României în Republica Moldova, care spune că până și acest suport financiar al României, care urmează să-l primim de circa 10 ani de zile, promis încă de Traian Băsescu, dar și acest suport financiar poate suferi un eșec din simplu motiv că guvernul ar trebui să semneze prelungirea acestui acord pentru, până în luna aprilie 2021. Deci, în concluzie, concluzionăm că 30 de zile de mandat sau prima lună de mandat a președintelui Maia Sandu au fost o perioadă de eșec și de provocare a haosului total, și politic, și social, și economic, și în relațiile externe a Republicii Moldova cu alte țări. Aceasta a fost mesajul care am vrut să-l aducem din numele Partidului Socialiștilor și încă o dată chemăm să revină la înțelepciune și la trecerea la niște pași reali care să vină în suportul cetățenilor, pentru că până când noi observăm doar haos și un eșec total în toate promisiunile care le-a avut până în prezent, Maia Sandu în primele sale 30 de zile. Mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos! Să ne referim la sfârșit! Da. Thank you.